Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Mai țineți minte clipul ăla de acum vreo 2 ani cu top 10 jocurile copilăriei și pe locul 4 parcă era un Counter-Strike cu story mode? Ei bine, mi l-am luat, hai să-l jucăm și noi, îi dăm frumos așa new game, îi dăm pe... Hai că-l dau pe hard, că... La că l-am jucat când eram mic, mi-a rămas reflexe cum să-l joc. Ok, hai că se încarcă acum. Bă, sper că n-am web pornit. Nu, nu l-am. Dar mi-e costă în cingă. Am lăsat eu web-ul pornit, că am vrut să filmez ceva și... Bine că l-am dezactivat. Adică sper că l-am dezactivat, doar că nu mai trebuie filmarea. Bun, ne-au delit ăștia cu elicopterul, hai că ne prăbușim. Bun, și acum super intro aici, ia uitați. Hai că acum începe. Aia, ce să mai, intro de 2004. Șmecherie. 2004 parcă e jocul ăsta. Puneva pe atunci. Ok, loading. Recoil, prima misiune. Nivel, mă rog. Ia, ora 5:34. Zona așa, Africa de Nord. Ok, hai să trecem la război atunci. Ok, ne-am trezit. Se pare că suntem singurul supraviețuitor. Hai să punem amortizoare aici. Opa. Ce vine ăsta cu cuțitul direct să mă taie? Op, te glon să-ți dau la cap ca să-l omor. Ok, a tras unul cu AVP-ul, dar nu știu de unde. O ciu cu cuia acolo. Puh, se dărâmă și blocul ăla. Ăla e cu AVP-ul. Îmi place că la sniper așa apare și laser din ăla. Destul de interesant. Hai să nu mai strig glonțele de... Deci o armură. Opa, acolo vine granada. Ce vine ăsta? Ia, să mă taie direct. Bine că s-a buguit aici și iese ăstuia mâna. Ăla-i cu Itama Yatagano acolo. Da, se vede că ăsta n-aie cu boți. Ați văzut, l-am dat totuși la dificultate mai mare. Tot stușul de bătuți ăștia. A, să vă arăt și cuțitul. Pe ăsta îl ține așa în jos. Și cam cu două lovituri de astea spargă așa cu chef. Mă rog, cam una așa. Asta s-a spart mai repede, văd. S-au fi demergit de la grenada aia, cine știe. Ok, și acum parcă trebuie să-i schidă ușa asta. Hai mai schidă ușa. Ok, pac, dăm cu acele gloanțele. Hai, rup ăsta. Bun, niște bombe, HP. Pac, gloanțe. Ne-am făcut gloanțele de M4, gata. Dacă vine acum iar și ăsta cu cuțitul. Fac încă un HP, bă, dar e plin de HP pe aici, se vede că... Na, jocul... E și prea mișto, nu v-aștepta să-mi dea ceva foarte clar, adică ăștia mâine sunt pistoale de-abia. Talibanii ăștia, arabi, cine bă, vor fi. Hai, da, urcă. Mă scuzați dacă am o voce mai ciudată, așa, mai sictirită, e că abia m-am trezit. Fac. Am pus bomba. Puf. Ce avem pe acolo? Gloanțe de pistol. Opa! Ăla-i cu AVP-ul. Bun, au și ăla. Opa, ăla-i cu shotgun. Mor și tu. Bine că ne-am mai dat și gloanțe de pistol. Dacă pe ce mai mulți. Nu prea demergez. Că ăștia deși ați văzut, l-am dat pe dificultatea hard. Să nu ziceți că joc. Bă, cea mai dificultate ca ultimul truc. Opa, da cu granadă. Ești tare că ești cu cuțit, hai să ne batem cuțite. Da, clasic echipament de ce... De ce te-ai dat aici? Au și ăla, hai să ne ce mai avem pe aici. Ok, gloanțe.
de ăștia după mine. Mai sunteți, mă? Oare acolo sus voi putea să mă duc? Nici nu știu. Ia să încerc. Nici n-am ce... De fapt, ia stai. Nu pot să trag lăzile astea așa, vă că nu. Poate putea să mă sui acolo, fi ceva de luat. Pa! Se vede că tot te-a cu sniper acolo. Opa! Ăla era la mitralieră. Mamă, ce e aici? Hai toți să fac prima misiune așa. Hai mă, mor și tu. Bun. Ok, iau și ăsta. Pe aici mai fi ceva de luat? Nu cred. Interesant că avem așa un story și... Opa, grenăzi, bun. Ne trebuie aș pe de pistol, așa? Dai cu grenadă? Păi stai că am și o grenadă. Am mai dat cu una. Opa! Ăla e Bin Laden. Uită și barbar ăsta. Aia mă moare așa. Da, clasic pentru vechile CS-uri, când moare se intre așa prin pereți. Hai, deschide. Ăsta e cu mine. Așa. Ne-a dat și aici o... CNC's reporting that multiple hostiles are converging on this position. We can't stay here any longer. All right, grab any gear that you need. We're the last ones in this area. Let's move out and rendezvous with the rest of the team. Two blocks over at the extraction point. Este un fel de M249, ceva de genul. De fapt, nu-i chiar M249 din clasicul ăsta care ar fi 0-16. Uite să cer, dar ce voce are. Oh, uite un luptător de sumo. Sau, a, nu nu-i sumo ăla. Cine ce? Ho, ha, ta, mă, nu știu limba asta. O, dar ce mișto e mitraliera asta. Bum, ce bubui. Dar dă și damage că mea. Ia-o stare AVP. Stai că ăsta vine pe aici. Ușa asta e încuiată. Dă HP-ul ăsta încoace. Ia mori. Alt shotgun. Ia, careva cu AVP. De unde dă? De aici e cu AVP-ul. Hai mă, nătărouule, vină cu a. Da, și pe ăsta. Ia să-mi deschid și eu ușa asta, așa. Probabil că unii le-ați încercat asta. Așa. Hai, du-te, o tolă nebii cum a sărit. Bun, ăla acolo rămâne. Puh, ce l-am bubuit pe ăla. De unde a tras? Asta e în turn acolo și veghează. Ia deschide aici. Bun, hai că am luat și un deagle. Care a tras-o? Fi tras ăla din turn? Nici nu știu. Fuck, ce glonț frumos. Stai acolo tu. Ok, a luat-o la fugă. Ce-a văd că nu-i nimic. Hai, ce neabă ăsta coș de cu noi. Gloanțe de M4, o să mă întorc după ele. O, ce sărit ăla? Hai că au venit și elicoptere, iată-l dă și cu rachete.
Dar păcat că nu pot să le iau armele. De are și asta mitralieră din aia. O armură, alte gloanțe. Asta e smoke-ul. Hai să mergem înapoi după ăla. Bai fraierul ăla. Sper că l-a luat tot static. Ok, au ce ăsta. Bun, s-a închis ușa aia, veni. Ce vintuie? Hai că-mi fac și atunci apariți așa. Ok, l-am dilit pe ăla. Altul cu mitralieră, adă gloanțele încoa. Thanks. Next time we're out on the town, the tab's on me. Right. Hai, vino încoa. Să fii atent să nu luăm oare pe ăsta. Mișcă-ți curul încoa. Așa, hai. La mitralieră nu prea mai am. Ideea e că puteam să sar și pe acolo. Dar bine că am spart ușile astea ca să poată veni fraierul. Hai mă. Hai mă. Curaj. Cred că n-au ce glonțul așa la el. Las că l-am pușcat așa. Vii astăzi. Hai. Și gata, cred că asta ar fi prima misiune. Deci helicopterul jos. Da, și cam asta ar fi începutul. Mission successful. Bun. Da, asta e, e cam așa ca ideea. Acum de la următoarea. Cauza pierdută, s-ar cam traduce asta. Ia mă, unde sunt aici? Aproape 12 noaptea. Filipine. Nu știu să fie pe la tailandez pe acolo. Mamă, ce cunoscute îmi pare plicile astea de aici. Do not engage the enemy until we start our assault, or the hostages' lives will be put in unnecessary danger. Da, hai că misiunea asta o fac în episodul următor. O să fac așa, cam cât un episod. Ce-un-i moliu ăsta? Mă rog, o să fac cam cât un episod cu fiecare misiune. Dacă vă place joculetele ăsta, practic, primul și singurul Counter-Strike cu story, mai lăsați-mi comentarii că vreți și vă mai fac. Hai că eu închei aici. E cam dimineață când filmez. Sper că nu se observă după voce. Ne vom auzi diseară pe live. Eu v-am lăsat. Ciao, les.